jocurile. Crezi că emoțiile e presiunea mai mare? Care e starea voastră? Sunt câteva emoții, o ușoară presiune, dar constructivă, zic eu. Momentan am reușit să rămânem concentrați pe ceea ce avem de făcut, lucru foarte important. Nu ne-am lăsat influențați de această tensiune din jur. Iar cu siguranță cât ne vom apropia de jocuri, cu atât va fi din ce în ce mai stresant, dar eu consider că avem maturitatea necesară să gestionăm bine aceste stări. A fost o iarnă foarte grea, ne-am antrenat foarte bine și foarte mult, abia așteptăm să concurăm și suntem foarte curioase să vedem cum ne situăm față de adversarele noastre. Este prima competiție din an, acest campionat european care se apropie. Cu siguranță va fi unul puternic, fiindcă este un an olimpic, dar pe cât de puternic, atât de frumos și abia așteptăm să dăm acest test pentru a ști ce avem de făcut mai departe. Dacă te-aș pune să descrii într-un cuvânt Jocurile Olimpice Paris 2024, ce înseamnă pentru tine? Vise. Să se împlinească. Asta sper și spre asta țintesc. E nerăbdare mare pentru că vin competițiile? Cum te simți? A fost o iarnă grea, dar mai bună decât cea de anul trecut. Sunt nerăbdătoare să înceapă competițiile, abia așteptăm campionatul european ca să ne testăm forțele cu adversarele și să vedem cum suntem față de ele. Am văzut că Simona a ieșit astăzi, de exemplu, și în 8, încerci și tu în 4. Pot fi surprize pentru toți cei care iubesc canotajul? Sincer, încă nu știm dacă vor fi sau nu surprize. Mereu este loc de mai bine, așa că vă invit să ne urmăriți să vedeți cum o să fie. Care este cea mai mare temere pe care o aveți? Ținând cont că barca voastră de dublu e neînvinsă de atâția ani, e motivație lucrul acesta sau e totodată și o presiune acolo de a păstra invincibilitatea asta? Este o motivație, ne dorim foarte mult să ne menținem neînvinse, ne dorim să intrăm într-o istorie, pentru că dacă câștigăm până la Jocurile Olimpice de la Paris, vom fi singura barcă din canotajul mondial care rămâne un ciclu olimpic neînvinsă, ceea ce este un lucru minunat și ne dorim mult să-l obținem noi. Ne dorim să dobărâm și recordul mondial, pentru că este singurul care ne lipsește din palmares și, bineînțeles, să păstrăm titlul de campioane olimpice în proba de dublu. Care-i secretul pentru anul acesta? Sau ați schimbat ceva? Mergeți tot pe ceea ce ați făcut? Mergem tot pe ceea ce am făcut, muncim foarte mult, ne dorim foarte mult, suntem atente la detaliile tehnice care fac diferența în momentul acesta. Am ajuns la un nivel foarte înalt, trebuie să muncim la fel de mult pentru a menține acolo. Cum este și o vorbă, este greu să ajungi sus, dar este mai greu să te menții. Acum doar cu salturi mici Mai putem progresa. Într-un cuvânt, ce înseamnă Jocurile Olimpice Paris 2024 pentru tine? Greu. Nu, ăsta e cuvântul. Eu zic că succes.